S-au vândut mai puține case în această vară comparativ cu vara anului trecut. În București a fost o scădere de 6% când vine vorba de apartamente, dar în alte orașe scăderile au fost însemnate. De vină ar fi dobânzile mai mari pentru credite și facturile uriașe la energie. Specialiștii spun că reducerea vânzărilor pe piața imobiliară va duce la o stabilizare a prețurilor care în ultima vreme au tot crescut. Acest apartament din sectorul 2 al capitalei are peste 83 de metri pătrați, costă 225.000 de euro fără TVA și este pregătit de vânzare. Însă nu mai sunt clienți ca anul trecut. În acest trimestru constatăm o scădere a cererii cu 10, 20, chiar și până 30% în unele zone din capitală. Roborul crește în continuare, se preconizează o creștere atât în trimestrul 3 cât și în trimestrul 4 a IRCC-ului, ceea ce duce la o dobândă destul de ridicată, iar costul creditului este mult mai ridicat, iar și oamenii se reorientează pentru a sta în chirie un an sau doi până când lucrurile se stabilizează. Datele de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că vara aceasta au fost cumpărate puțin peste 42.000 de apartamente, cu peste 6.000 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă analizăm numărul de apartamente vândute în București în lunile iunie, iulie și august, vedem o scădere de 6% față de aceeași perioadă din 2021. Mai puțin cu 769 de locuințe s-au cumpărat și la Cluj. Este la fel și în județele Timiș, Iași ori Constanța. În ultima vreme, locuințele s-au scumpit de la un an la altul. Cea mai mare creștere este la Cluj. Dacă în august 2021 un metru pătrat era puțin sub 2000 de euro, anul acesta vedem o creștere de peste 20%. Suntem într-o perioadă în care prețurile nu mai cresc la modul galopant, cum au făcut în ultimele 12 luni. Ar spune mai degrabă că ne aflăm într-o zonă de stabilizare a prețurilor. Trece cu gândul la o reechilibrare a raportului între cerere și ofertă, care începând din a doua parte a anului 2020 până în prima parte a acestui an a fost dezechilibrată, a fost o piață a vânzătorului, ori acum vedem că această piață se reechilibrează și ne așteptăm ca creșterile de preț pe care le-am văzut până acum, în ultimii 2 ani de zile, să încetinească și să stagneze. În total, la nivelul întregii țări, în această vară s-au cumpărat mai puține locuințe față de vara trecută.